În perioada 3-5 iulie la Brâncovenești se vor sărbători zilele satului și tradiționalul târg al cireșelor. Timp de 3 zile, locuitorii comunei și nu numai vor avea parte de diverse activități menite să aducă relaxare și bună dispoziție. Joi 2 iulie se primește delegația din orașul înfrățit, care va face o excursie la Târgu Mureș în cursul dimineții de vineri 3 iulie. Și nu în ultimul rând, gătit 400 de porții de gulaș, din care o să fie servit toată lumea, cei care sunt prezenți la terenul de fotbal, de la copii și până la adulți. Concurenții, copiii care concurează sau fotbaliștii care joacă fotbal, echipele care se clasează pe primul loc la diferite concursuri, o să primească diplome. Deschiderea oficială a zilelor satului va avea loc vineri 3 iulie la Căminul Cultural și va fi urmată de un spectacol folcloric. Vor urca pe scenă ansamblurile de dansuri populare românești și maghiare din Brâncovenești. Ziua de sâmbătă va fi dedicată activităților sportive. Localnicii vor putea urmări un mini-campionat de fotbal, se vor întrece într-un concurs de biciclete sau vor putea concura la cross. Programul zilei include și un concurs de gătit. Duminică dimineața, de la ora 9:30, dăm drumul oficial la Târgul Cireșelor și urmează programul cultural pe scena târgului cam până la ora 12. Aici sunt invitat următoarele formații: Alunișu, Lunca Mureșului, Casa de Cultură Reghin, Iricel Pădure, Iricel Sat, Vălen de Mureș și nu în ultimul rând Brâncovenești. Seara de sâmbătă va continua cu un spectacol muzical. Vor cânta Duplo Cave din Ungaria, Daniela Diorfi și trupa Insect din Odorheiu Secuiesc, iar după recitalurile artiștilor, primăria a pregătit un foc de artificii. Distracția va continua în comuna Brâncovenești și duminică, prin tradiționalul târg al cireșelor, cu un spectacol care va dura până la orele amiezii. Oficialitățile îi invită pe toți să participe la eveniment, de unde nu va lipsi buna dispoziție.